Bun, ne întoarcem către totuși ale noastre, așa ușor, ușor, cu fața către ale noastre. La telefon, Mihai Stoichiță, care este șeful Comisiei Tehnice a Federației, directorul tehnic al fotbalului românesc. Bună seara! Bună seara! Ați intrat în cantonament, sper. O, de mult! Așa. Ați evadat astăzi un pic. Ați avut bilet de voie, am senzația. N-am avut. N-ați avut? Ați evadat? Ați plecat? Am avut la prânz doar pentru finala fetelor și atât. Da, vorbim și de finala fetelor un pic. După ce fetele ca băieți. Am văzut meciul băieților dimineață. Meciul... Fetele și acum după masă, tineretul a jucat în Italia cu U21 San Marino, dacă nu știți. Au câștigat cu 5-0. Două goluri Birligea, unul Pitu, unul Petrila și unul Borza. Nu s-a văzut pe niciun site. Din păcate, n-am putut să vedem meciul. Am ținut legătura permanent cu cei de acolo care să-mi relateze ce se întâmplă. Da, e un meci de pregătire înaintea campionatului european de tineri pe care cum găzduim. Fiind un meci care era important. Nu știu cât de important pentru nu federația poate ar fi trebuit să-l transmită pe canalul propriu, dacă interesa totuși? Foarte greu, pentru că s-a stabilit foarte greu un teren unde să se desfășoare, pentru că cei din San Marino au vrut să joace, mă rog, cred că au fost, nu știu să explic geografia locului acolo, dar la o oră jumate de noi, destul de unde stăteam, în sfârșit, a fost un meci în care practic n-am vrut să știe foarte lume despre el acolo să vină, să fie un meci în care să îndoi să-și exerseze ceea ce vrea să facă în meciurile oficiale și atunci a avut un caracter așa mai cu circuit închis, să-i spun. Noi avem imagini, ca să înțeleagă telespectatorii, antrenamentele naționale mari. Tocmai până că nu avem imagini de acolo. Dar, bun, acum dincolo de un meci de pregătire cu San Marino U21, ceea ce bănuiesc că e totuși o partidă doar așa, ca pentru exersare, nici nu contează rezultatul. O partidă în care să-ți exersezi anumite lucruri. Întrebarea multora este de ce Italia, când noi găzduim aici, că se chiar pare o fantezie să găzduiești campionatul european, și să te duci să faci cantonamentul de pregătire în altă țară. Eu nu am fost acum 3 ani la acest cantonament, dar în ce mi-a povestit Mirel Rădoit, în ce mi-au spus toți cei care erau la vremea respectivă, inclusiv jucători care sunt acum la echipa națională, au niște condiții excelente. Adică un hotel din care ieși, intri direct pe teren, ai toate mijloacele de recuperare la dispoziție, izolat. Am înțeles că nu e nimic de jur împrejur pe oarecare rază. Și atunci au gândit că e foarte bine să fie acolo, la săptămâna asta să o folosească din plin pentru ceea ce și-au propus să facă. Deși din superstiție, că au fost înainte de acel campionat european în care au jucat semifinal. Păi nu știu cine să aibă superstiție, că Săndoi n-a fost la acel campionat european, nici Pancu, nici... Nu, dar să zic că, domnule, ne-a purtat noroc să facem ca aia, să în fotbal român să există asemenea. Nu, în niciun caz. Din partea mea, nu, nici măcar atât. Nu cred, nu. Am făcut pasul definitiv în partea rațională a totuși vieții fotbalului, dacă ziceți asta. Dacă n-a existat așa ceva. Așa e normal. Mă duc și eu la biserică pentru că sunt credincios, dar asta nu înseamnă că sunt supersticios. Păi nu, până dacă sunteți credincios, nu puteți fi și puteți fi, dar e cam contradicție. Acum totuși, printre altele, am câștigat ceva. Adică autocarul echipei naționale poate să dea și cu spatele. Da, păi, știți că nu e bancă, adică înainte așa era. Nu se dădea cu spatele. Nu, păi, întreabă-l pe Gabi, ce se dădea cu spatele? Șoferii erau prieteni mei, trebuia să mă duc să-i dresez înainte de a se urca echipa. Nu înțelegeam unul în străinătate, nu înțelegeam. Să spună cum era. Gabi, poate. Da. Deci le ziceai ce știi ce au nu le spuneam să...
pună cu fața autocarul, da, să nu dea. Și nu înțelegeau, știi? Do not drive back. Da, da, zic că nu e voie. Când e echipa în autocar, n-ai voie să dai cu spatele. Nu înțelegeau, dar de ce? Cum să înțeleg? Se, se strică motorul, domnule. Dar nu înțelegeau pentru că nu înțelegeau, da, că nu înțelegeau limba, no, care le vorbeai. Mă mai descurcam, și tu ce le ziceai? Păi le spuneam, zic, așa, pune-l general cu fața, să ieșim. Păi pe acolo, pe unde ieșim? Pe acolo. Bun, ok, pune-l să fie cu fața în parte. Adică poate, da, dai cu spatea, nu că da, suntem da, noi în el. Da, stai liniștit că s-au întâmplat de multe ori probleme de genul ăsta. Să rău păi pe geamuri, ce făcea? Să rău pe geamuri. Începeau și jucătorii și neapoiul. Tot, băi, n-ai vorbit cu ăsta, să nu dai cu spatea. Mă, dacă era ziua meciului, gata, eram bătuți. Era ziua meciului. Bun, deci totuși uite că trăim vremuri un pic mai luminoase din punctul ăsta. Da, performanțe erau acolo, mă scuzați. Cu marșerier, fără marșerier, erau acolo. Despre echipa tocmai națională, Marea a avut un meci astăzi, ne puteți zice ceva? Da, dimineața. Cu cine a jucat? 10, cu nou promovat Atunar, tot un meci în care au încercat să pun în teren ce au exersat la antrenamente ieri și alaltă ieri, antrenamente cu caracter tactic, cu foarte multă încărcătură din punctul ăsta de vedere, atât pentru faza de atac, cât și pentru faza de apărare în diferite zile. Și astăzi a fost o asamblare a ceea ce s-a întâmplat la antrenamente. A fost Se conturează așa un prim 11? Nu, nu, i-a amestecat, dar sarcinile sunt aceleași. Fiecare știe foarte bine ce are de făcut. Uh-huh. Acum, primul 11 îl conturează Edi, vă dați seama că nu e. Normal. De exemplu, s-a hotărât asupra portarului, cine este portar? Exact, măcar așa, ca idee. Atât pot să vă spun că și-au împărțit, au fost 3 reprize. Am citit undeva că au fost doar 2 reprize de 30 de minute. Nu e adevărat, au fost 3 reprize de 30 de minute, iar portarii și le-au împărțit. Acum, cine va fi... Cine a fost primul care a intrat în prima repriză? Asta nu, nu e niciun fel de problemă. A fost Târnovan, Aioani, Moldovan. Nu înseamnă nimic asta. Dacă Ioana, nimic, da? Ioana e primul, ziceai gata să știe. Nu, nu, nici asta nu. Am întrebat așa. Eu, că... Dar măcar marcator ne puteți spune, nu ne interesează scorul, cred că nici nu l-a ținut cineva. V-am răspuns de portari, da, au marcat. Și Florinel și Pușcaș. Da. Probleme ceva nu sunt de sănătate, adică accidentări. Asta vreau să vă spun, că sunt foarte bucuros că nu sunt probleme medicale. Nu sunt probleme medicale. Lotul e complet. Ce să vă zic? Asta este un mare câștig, zic eu. Păi da, stai să vedem, să fie așa până la final. Că mai da, e... vorba ta, mai e timp. Mai sunt câte 5 da, zile până la meci. Da. 5 zile cu antrenamente care... Nu sunt ușoare și... Dar eu cred că ei sunt extrem de conștienți și se menajează. Adică limita contactelor și le controlează. Nu cred că mai e cazul acum să fie așa o concurență acerbă în cadrul jocurilor care se fac. Să nu le mai spun miuțe, că miuțe erau pe vremuri. Acum sunt jocuri de diferite forme. Da? Și atunci... Ianis Hagi, cum vi s-a părut așa, că se mișcă, ca stare de spirit, ca formă? E ok, m-am uitat foarte atent la el, cu mișcări normale, nu se menajează, în general, un jucător care vine după o accidentare grea, uneori poate își are instinctul ăsta de autoconservare. Instinctul ăsta de autoconservare și care te duce să-ți menajezi, știu eu, partea vătămată. Nu e cazul la Ianis. Atâta vreau să vă spun că îl văd ok. Da. Okay. Plecați când miercuri, nu? Și mergeți în... Pe unde mergeți? Că în Kosovo, nu știu, se aterizează? La Priștina. Da, deci mergeți acolo, la Priștina. Da? Direct. Miercuri după amiază este plecarea. Da. Dimineața antrenament, a doua zi antrenament oficial și meciul. Pe care să mergem în Elveția. Dar mai întâi să trecem de Kosovo și după aia am vedea. Da. Dar cum e să joci cu o țară pe care țara ta nu a recunoscut-o? Cum vi se pare chestia asta?
Că e un paradox. Sau chiar mai mult decât un paradox. Dilema asta nu se aparține numai ție și mie și cred că la toată lumea. Cum pot să-mi dau seama? Nu intru în Nu e imposibilitate. Pur și simplu, dacă nu o recunoști, nu ai relații în aceste de ambasade, relații... Dar fotbal poți să joci cu ei. Fotbal poți să joci pentru că aici fotbalul este gestionat de o altă entitate. În Spania n-a recunoscut. În Spania, da. Da, știm de ce, pentru că sunt țări care au regiuni, care au tendințe separatiste și atunci nu poți să recunoască o țară care s-a separat în fine. Dar n-au cum, pentru că FIFA este sub FIFA. Dacă ești sub FIFA, trebuie să joci. Dacă nu joci cu țările care sunt recunoscute de forul internațional, totuși, te excluzi. Eu insist, dar e o problemă la FIFA atunci, care a recunoscut această federație. Păi nu, dar cele mai multe țări recunosc Kosovo. Sunt puține care nu o recunosc. Așa este. Adică în Europa cele mai multe o recunosc. Puține, între care România și Spania nu o recunosc. În fine, asta sunt alte povești. Da. Adică nu e o problemă ca și cu Transnistria, care nu e o țară în sine. Da, e o regiune separatistă care își trimite jucătorii să reprezinte Moldova. Deși, și aici e un paradox, acolo a fost un conflict. Știu foarte bine, știți foarte bine că aici în Kosovo lucrurile s-au mai liniștit, nu? Parcă, adică nu, că la un moment dat era... Am înțeles că e ok acum. Voiam să vă întreb altceva, că e un cantonament lung. Cred că de mult n-am mai avut un selecțier, un cantonament atât de lung pentru a pregăti doar două meciuri, atenție, nu patru, cum au fost la un moment dat, tot cu Edio Dănescu. Un avantaj. Cum? Dar sunt și activități... Întrebarea următoare a mea. Sunt și alte activități în afară de cele clasice de antrenament, recuperare, nu știu, masă. Ați făcut vreun grătar, dumneavoastră? Ați ieșit undeva să beți un pahar de suc îmbunătățit sau ceva de genul ăsta? Un pahar de vin, probabil. Că da, un pahar de vin. Nu este niciun mister că să mai bea cât un pahar de vin. Le dă Edi Ordănescu un pahar de vin seara? Bineînțeles că se face treaba asta. Se practică de foarte multă vreme la echipa națională. Niciodată n-a fost altfel. Nici pe vremea lui Ducadam, nici pe al lui Gabi. Păi cum, vă dădea vouă cineva? Nu le dădea nimeni. Nu era periculos. Nu aduceau. Ce? În Spania ne dădeau. Dar acolo la Burgos. La Steaua nu ne dădeau un cantonament sau așa, vin. Nu. Dar la echipa națională, dădeam, că da. Nu dădeam. Poate că băgai tu în cameră. Tu. Nu, masă? Da, niciodată. În cantonament? Bine. În fine. O să tranșăm disputa asta aici. Da, în pauză. În pauză. Ai fost la dar un grătar să-i scoată undeva într-un loc care e altul decât cel clasic, să socializeze, să vină cu soțiile, cu prietenii, cu... Nu cred că e cazul acum. Cred că toată lumea a înțeles că dacă vii la echipa națională în perioada asta, trebuie să faci niște sacrificii, pentru că e clară treaba. Perioada asta de iunie în care unii se gândesc la concedii, băieții ăștia au acceptat să rigorile unui cantonament destul de lung, vorba ta, dar sunt extrem de hotărâți și asta îmi place foarte mult, starea asta de spirit al lor, mă uit la toți că sunt extrem de serioși, nu concentrați, că nu poți să fii concentrat de acum la ce vei face peste 5 zile. Atunci trebuie să fii concentrat la ziua meciului. Dar sacrificiul ăsta pe care îl acceptă cu zâmbetul pe buze, văd, este un mare lucru. După mine e un punct câștigat și bine. Un punct care poate aduce moral foarte bun. Să vedem, nu da, mult să vedem. Că poate. Sigur aduce moral foarte bun. Acum performanța o aduce jocul. Va duce jocul. Aia este. Exact. Să jucăm vom bine. Vom vedea cum stăm pe teren. Bun, dincolo de echipa aceea, că deci nu e nimic deosebit, nu s-a întâmplat nimic, nu e nicio... Nu, uitați-vă, văd și imaginile pe care le vedeți și dumneavoastră. Uitați-vă la ei. Au mina unor oameni supărați sau... Păi ce este supărați? Nu, exact. Să fie la fel de mulțumiți după meci, aia e important. Acolo... Să dea Dumnezeu. Că toate astea se gale cu zero dacă rezultatele nu vin. După aia... Se descoperă tot felul de animozități care au fost ignorate sau acoperite. Se descoperă tot felul de chestiuni care s-au întâmplat. N-au fost niciun fel de conflicte, din ce știu eu, și am fost prezent, hai să zic, la foarte multe antrenamente, pentru că m-am dus și la aia mici, cât au fost aici în țară și atunci erau suprapuse unele dintre ele.
Așa că nu e... Da, da. Nu e nimic deosebit care să spui că, bine, mamă, ce-a perturbat o atmosferă care era extraordinară. Nu. Ați fost, ziceați că ați plecat din cantonament pentru finala Cupei României la fotbal feminin, da, între Universitatea Cluj și Carmen, București, câștigată Carmen. Cele de la Universitatea Cluj, aici vedem imagini cu deceaia trofeu, cele de la Universitatea Cluj înțeleg că în momentul în care trebuia să primească medaliile, v-au ignorat și sau n-au primit medaliile. Și avem niște imagini care le spuneți ceva. Poate o să le vedem la un moment dat. Le vă răspund. Sper că să vă uitați foarte atent. Este o fată de la Cluj care a refuzat medalia. Uitați-vă la cele care vin acum și care își primesc medaliile, pe unele chiar le îmbrățișăm. Una dintre ele a fost, în schimb, probabil foarte nervoasă și atunci ce mă, la ce gest de teribilism, pentru că premiera a făcut-o Felix Digore și a refuzat medalia. Da, e o doamnă acolo care n-are medalie, da. Care a acceptat-o ulterior. Aha. Da. Dar i-a spus ceva. Uite, acolo, ce a spus? Că nu e în regulă asta. Eu înțeleg situația în care l-au acuzat arbitrajul. Spus că păi da, a fost o fază în care Clujul înscrisese dintr-o lovitură liberă, așa, iar golul a fost anulat pe motiv că s-ar fi întâmplat ceva în zid. Că una dintre jucătoarele acum hai să vă spun la că nici Carmen... nu am înțeles, pentru că regulamentele astea, uitați-vă și noastră, cum putem să spunem care a fost? O fată a fost. Chiar am și vorbit cu antrenorilor cu asta, în sfârșit. Ce s-a întâmplat la gol? Pentru că și am cerut explicații. Dom'le, ce s-a întâmplat de să anulă golul ăsta? Una dintre fetele de la Universitatea Cluj n-a respectat distanța de un metru între ea și zid. Ci s-a dus și a stat lipită de zid. Și atunci arbitra, în momentul executării, a fluierat infracțiune. Ni s-a explicat și nouă după meci, pentru că nu mi-am dat nicio seama acolo de unde stăteam. Bă, ce s-a întâmplat? Că offside nu poate să fie, fault n-a fost, ci una din fetele de la Cluj, practic s-a lipit de zid. Și atunci regulamentul spune clar, așa mi s-a explicat. Dar s-au și luat la harță, fizic, cum? La final. Dar bineînțeles. Nervii au fost întinși la maxim, pentru că și meciul a avut dramatism. 1-0 pentru Carmen, 1-1 a egalat Clujul, au și ratat. Și către sfârșit a dat Carmen gol, golul victoriei. Dar arbitra, ia uite ce e acolo. S-a trecut la fapte, ca să zic așa. Și sigur că nu sunt imagini prea plăcute. Greu de... greu de potorit unele dintre ele. Sunteți acolo și unii aveți un trecut mult mai bogat ca mine din punct de vedere al profesionismului în fotbal și Ducadam și... Da. Iar lui n-avem deloc. Da. Voi aveți în ale profesionistului lumii fotbalului și al comentariilor pe care le faceți și al fenomenului pe care îl urmăriți. Care e ideea? Da. Ideea este una singură. Clujul câștigă toate trofeele de foarte mulți ani de zile. Gândiți-vă că în momentul ăsta pierd o cupă. Uite asta, scuzați-mă, asta e imagine în care spuneți ceva fetei care n-a luat medalii. Și ea vă răspunde ceva, zice ce înapoi. Da, i-am spus că nu e în regulă să facă. Și ce v-a zis înapoi? Nu, n-a zis nimic. Dar dacă uitați la ea... Nu, a, cred că una l-a întrebat o cealaltă, ce zice? Încă ce ziceați dumneavoastră? Mă rog. Da. Bun, deci Cluj era frustrată că n-a câștigat. Exact. Ele domină clar competițiile interne de foarte mulți ani. Da, să știți că Ioana Borțan, care este și capitanul echipei naționale, a spus că a fost agresată de un bodyguard. Chestia asta n-a trebuit investigată? Asta nu mai am de unde să știu. Eu am stat sus în tribună când au avut loc aceste evenimente. Odată nu, dar zic întreb, n-ar trebui investigată chestia asta? În afară că bodyguard nu trebuie să facă așa ceva, evident, dacă nu e bodyguard, dar e doamnă totuși. Acum nici nu știu cum aș putea să găsim pe acel bodyguard. Îți dai seama, meciul e terminat, mai am uitat la bodyguard. Auzi, da, întreb și eu ceva așa retoric. Arbitra, dacă voia să
evite un moment care a stârnit un scandal monstru, înainte ca lovitura liberă să fie executată de cele de la Cluj, trebuia să-i atragă atenția fetei de la Cluj să nu stea acolo unde a stat, în zidul advers. Și atunci se rezolva problema și dacă ar fi dat gol, golul era valabil și nu mai era nici bătaie, nu mai se refuzau nici medaliile. Acum te întreb eu pe tine, de unde știm noi că nu i-a spus? Nu știu, asta... Păi, poate i-a spus, poate nu i-a spus. Îți dai seama acum unde mă duci, în ce zonă, să fac anchetă dacă sau poate că fata n-a cunoscut regulamentul. Sau asta, pus da, acolo. Și asta este o... O să mai vedem odată imaginile și o să ne lămurim. În orice caz, În orice caz, știi ce e foarte bine? Un final bine? Cu adrenalină. E un scandal amplificat, zic eu. Pentru că, până la urmă, lucrurile s-au potolit. Dar ce e câștigul care este ambiția asta care au fetele astea să dezvolte sportul ăsta care pentru noi a fost cam o necunoscută până acum? Da, dar n-ar trebui și federația să aibă un pic mai multă ambiție să dezvolte calitatea, pentru că am niște informații așa că nu se pune neapărat. Sigur că se fac lucruri, dar cam stagnează nivelul echipei naționale. Păi, de când a început... Sunt 8 ani, mi se pare, de când au început aceste... Bun, aici ceilalți n-au început de acum 100 de ani. Investiții în fotbal feminin, dezvoltarea competițiilor. De la o singură competiție am ajuns la 3, A, B și C, junioare, nu mai spun câte sunt. Ce să mai faci acum? Acum să preconizează, știu eu, educația antrenorilor. Să aduceți antrenori de fete din străinătate, poate să trainuiți, poate mai bine să trimiteți antrenori acolo unde sunt mari echipe. Uite, hai să spun un lucru. Aici la Carmen este o antrenoare care se numește Andra Vela. A fost anul trecut antrenoare la lotul național de U17. Și asta vara a venit și mi-a zis, vreau să merg să antrenez zi de zi. Zi de zi. Și s-a dus la această echipă Carmen. Uite. Da, foarte s-a dus frumos. O fată care a activat în cadrul federației, da. Care are licență, uite, câștigă un trofeu împotriva celei mai bune echipe din România, Universitatea Cluj, care ne va reprezenta probabil în Champions League. Sigur va lupta pentru Champions League ca în fiecare an. Da. Deci sunt foarte multe lucruri, foarte multe progrese. Nu se poate de pe zi pe alta. Nu, n-ai de pe zi pe alta, dar poate un pic mai mult. N-ai cum. În fine. Bun, o să mai vorbim despre asta. Oricum, vă mulțumesc că... Atmosferă frumoasă, e că la un meci de băieți, uite ce se întâmplă. Da, nu. Asta, dar până la urmă, uite, e și asta o ocazie, nu neapărat asta, dar să vorbim despre fotbalul feminin, să arătăm câteva imagini și poate să o facem mai des. Mulțumesc mult, domnul Chichi. Mulțumesc, vă urez seară bună. Seară bună, o să luăm o pauză pe care o să mai revenim un pic asupra acestui eveniment și sigur și asupra celor care, de care discutăm în mod obișnuit povestea aceasta cu transferurile, cam câteva lucruri se intre pe stimabili invitați. Pauză.